În mod oficial, weekendul care urmează va fi primul după aproape 2 ani în care nu mai sunt niciun fel de restricții impuse de pandemia de COVID-19. Astfel, chiar și dacă s-a intrat în postul Paștelui, se așteaptă ca în acest sfârșit de săptămână să fie un trafic intens pe șosele, iar unii șoferi să parcurgă distanțe lungi. Polițiștii rutieri din județul Hunedoara vor fi prezenți în trafic și le reamintesc conducătorilor auto câteva reguli de bază pentru a evita incidente nedorite. Iar primul weekend, fără restricții, să fie și unul extrem de plăcut. Recomandăm tuturor participanților la traficul rutier să manifeste responsabilitate maximă, iar în condițiile unui trafic, în condiții meteorologice nefavorabile, să țină seama și de sfaturile polițiștilor. Așadar, conștientizați, stimați conducători auto, nivelul oboselii la volan e resimțit și nu vă mai continuați deplasarea decât după o pauză de odihnă, respectiv o scurtă repriză de somn de minimum 15 minute. Faceți opriri pentru odihnă ca după parcurgerea a minimum 100 de kilometri, să includeți opriri pentru odihnă. Evitați să conduceți autovehiculul pentru o perioadă mai mare de 8 ore pe zi și planificați-vă judicios traseele pe care intenționați să le parcurgeți. Nu consumați alcool și nu conduceți dacă simțiți că sunteți obosiți. Nu folosiți telefonul mobil în timp ce conduceți, iar pentru a comunica folosiți sistemele de hands-free. Cum vremea este încă favorabilă practicării sporturilor de iarnă, este de așteptat ca pe arterele rutiere care duc spre domeniile schiabile din județul Hunedoara să fie aglomerații în trafic. De asemenea, pe lângă circulația obișnuită din weekend, se așteaptă un trafic mare și către mai multe lăcașuri de cult din județul Hunedoara.